Cei care s-au născut în Zodia Capricornului vor avea în ziua de 28 martie parte de niște ipostaze de natură să consolideze relația între părinți și copii sau o relație afectivă. Pe fondul unor evenimente care pun la încercare tăria de caracter și sentimentele fiecăruia. Acum se va vedea exact fiecare ce simte, ce poate, cum reacționează la ce nivel sentimental, afectiv și emoțional se plasează, la ce nivel uman se construiește relația. Ceea ce, până la urmă, ca experiență de viață, e utilă și necesară. Trebuie trăită și privită ca atare în latura ei constructivă. Restimpul cuprins între 29 și 31 martie la prânz este mai puțin semnificativ din punctul de vedere al sănătății. Sunt posibile, sunt indicii astrale pe hartă, că ar putea avea loc o consultare cu un medic, un dialog. Acum, în aceste momente, când exact medicii sunt cei solicitați, este greu de presupus că oamenii se duc și așteaptă pe la ușa mai multor cabinete să vadă de ce se confruntă cu un anume simptom. Totuși, niște stări organice deranjante pot să fie puse în discuție într-un alt context decât cel al unei consultații față în față prin mijloacele tehnologiei moderne. Alteori poate să fie vorba de simpla dorință a celor născuți în Capricorn de a vedea despre ce este vorba și de a se lămuri ei pe compropriu. Și atunci vor citi o carte, vor citi studii, articole, vor încerca să pună cap la cap o informație teoretică, o prezentare științifică cu întreaga lor simptomatologie. Din punctul de vedere al relațiilor de muncă, lucrurile acum în acest răstimp încă nu sunt complicate, doar suntem la nivelul veștilor. Se întretaie știrile, zboară vești contradictorii, nu prea știu exact ce să creadă, de aceea adoptă o atitudine prudentă. Așteaptă să se producă niște evenimente clare, legale, oficiale și abia atunci să ia o decizie în consonanță cu ceea ce li se pune în față ca un principiu de lucru pe care pot sau nu să-l accepte, pe care trebuie sau nu să îl onoreze. Între 31 martie, după ora 14 și 2 aprilie seara, relațiile parteneriale sunt cam anoste. Nu e mare chef de comunicare, nu este dorință de a fi împreună, nu e dorință de a rezolva pe care a cuvintelor, a explicațiilor, a afirmațiilor, ceva care deranjează sau care limitează funcționalitatea unui cuplu. Fiecare o ține pe a lui, își ține supărarea în forul interior și norostește, își păstrează niște argumente foarte cheie ca un as în mânecă pentru un dialog mai explicit. Altă dată, pe principiu, când va trebui, știu eu ce să spun. Scot asul din mânecă, argumentele care schimbă datele probleme. dar acum nu recurg la ele. O atitudine uneori ostilă sau morocănoasă sau refractară față de partenerul și de viață și de afaceri și coleg de proiect, pentru că niște lucruri nu merg bine și acela la rândul lui este lipsit de vreo dorință de cooperare și acela la rândul lui se izolează și întoarce spatele unei realități care totuși trebuie la un moment dat într-un târziu să fie luată în calcul și revizuită. Între 2 aprilie, după ora 20.30 de minute și 3 aprilie, o atitudine care nu e nouă. Este una așa care se abate din când în când asupra acestor nativi, mai ales când se gândesc la bunurile și patrimoniul lor care trebuie păstrat sau valorificat, în așa fel încât ei o iau pe panta vanității să nu cedeze, să nu facă jocul nimănui, să nu intre în jocurile unei situații care poate să fie și de natură juridică, adică ceea ce prevede legea, dar ei nu vor să facă ceea ce prevede legea pentru că li s-ar părea o slăbiciune în ideea în care n-au găsit o cale mai bună de a ocoli legea. Și atunci, dacă nu pot să facă ceva constructiv, cel puțin refuză și adoptă o atitudine sfidătoare față de realitate și piedicile. Însăși. Începând cu ziua de 30 martie seara, planeta Marte va intra în casa a doua a banilor câștigați din muncă proprie și va începe să traverseze zodia vărsătorului și va avea darul să bulverseze veniturile obținute din muncă proprie. Nu spun că le micșorează, nu spun nici măcar că introduce o criză pe ideea nu vor mai avea bani, spun doar că felul în care vor fi obligați să muncească și să câștige acești bani va fi unul nou. Va fi modificat. Acum, de la caz la caz, fiecare persoană ar putea să dezvolte o latură firească, să accepte niște mici modificări sau să fie pus în fața unor situații neprevăzute care să-l oblige să se adapteze din mers, să se supună unor condiții excesiv de complicate și de grele. Nu-i convin, îl revoltă, da n-are să se revizuiască un stil de muncă, un orar, niște atribuții de serviciu și implici niște venituri în felul cel mai greu de anticipat în acest moment. Elementul surpriză va funcționa. Această casă stă și sub semnul unui alt moment important și profund și plin de semnificație, creat de conjuncția între Saturn și Marte la 0 grade vărsător, care se va inaugura pe 30 martie seara și va dura până spre 4 aprilie. Combinația Saturn-Marte învărsător e o noutate pentru foarte multă lume, pentru că este un joc dinamic, este o chestiune de maximă strategie și înțelegere superioară a Realității cu care se confruntă, pe care aceste planete o pun acum în chipul cel mai radical. Mai întâi e neputință, limitare, constrângere, interdicție prin saturn, și apoi este provocare, dorința de a înfrânge aceste bariere, de a le depăși, de a construi o altă realitate sau de a se integra într-un univers care să îi conducă la succes, la avantaj, dar asta înseamnă că trebuie să accepte și ideea renunțării în totalitate la ceea ce au avut până acum, un câștig, un venit, o stabilitate, o imagine, o autoritate profesională. Opțiunile sunt dificile și renunțarea ca și acceptarea noului, sacrificiile evident că sunt dificile pentru că uneori Sacrificiul presupune renunțarea la comoditate, ceea ce este suportabil, dar mai greu de onorat și de rezistat este acceptarea unui stres la care s-ar înhăma sau unei poveri excesive sau unor riscuri profesionale prin deciziile și opțiunile pe care le iau. Și atunci, aceste zile, chiar dacă nu aduc ceea ce am spus eu ca premiză concretă în prim plan, o instalează, este ca sămânța pusă în pământ, încă nu vezi planta, dar sămânța acolo, peste niște săptămâni, ea va da colț și va crește și se va afișa ca o plantă vizibilă, ca o realitate. Aceasta este sămânța pusă în pământ de acest cuplu tiranic, l-aș denumi, Marte-Saturn. El nu e bun din punctul de vedere al economiei generale mondiale, nu este bun nici din punct de vedere personal, pentru că reprezintă în economia unei biografii, o etapă dintre cele mai stringente, dintre acelea care nu se uită de-a lungul unei vieți, prin felul în care i-a pus într-o situație foarte grea, unii vor spune imposibilă. Probabil că răbdarea și metoda sau rezistența la stres care țin de structura zodiilor va fi elementul de stabilitate și condiția ca să depășească acest context. În draga săptămână se mai manifestă și o conjuncție la grad perfect între Jupiter și Pluton. A fost zilele trecute la 23 de grade, acum se reface la 24 de grade Capricorn în casa întâia identității, context care nu s-a mai produs de 250 de ani. Inutil să spunem că nu l-au mai trăit niciodată. Toată lumea care e acum în viață, îl trăiește pentru prima dată și vedem ce se întâmplă. Este un fenomen în evoluție, în deplină afirmare, vom vedea ce zone vizează, în afară de cel economic și instituții și în ceea ce îi privește pe cei născuți în Capricorn, vom vedea încotro îi mână soarta, pentru că, plasându-se în casa întâi, a identității, a eului, a personalității, privește chiar statutul individului. În ziua de 3 aprilie, planeta Venus va intra în casa 6 a șasea muncii fiind vorba de un benefic, nu ar trebui să ne așteptăm la lucruri neplăcute. Împotrivă, la un strop de protecție, la un avantaj, la o șansă, măcar în ultima clipă. În acele săptămâni când va fi în mișcare aparent retrogradă, impactul asupra evenimentelor financiare și profesionale va fi redus. Venus nu va putea să facă chiar tot ceea ce poate să facă în alte condiții de libertate. Tranzitul durează patru luni, până pe 7 august, așa că acesta este elementul pozitiv pentru tot ceea ce înseamnă bani și loc de muncă, nu însă și pentru carieră.